se uită lumea cu alți ochi la oamenii care sunt cu dizabilități. Mulți îi iau un râs pe ești bolnavi, adică că e calic. Adică și poate el să facă pe calic. În urma unui accident, Lilia și-a fracturat mai multe oase. Faptul că poate merge îl consideră un miracol medical. Îi este greu, dar dorește să muncească. A avut mai multe tentative de a se angaja. De fiecare dată însă, acestea s-au rezumat la câteva zile de muncă. M-am dus eu așa la un control medical și mi-a spus, cum mergi tu cu problema asta? Cum? Lucrezi undeva? Și am spus că da, e ca lucrez de acolo. Cum lucrezi tu? O lună jumătate mă țin că m-am odihnit după operație, iarăși m-am dus la butic acela. Acolo am lucrat iară în costelii, lucram, îmi vine greu, dar lucram. Dar mi-a spus 4 luni după operație să nu lucrez, trebuie să stau culcată, să mă refac după operație. N-am mai ascultat că trebuie bani. Eu nu am nevoie de foarte mari condiții. Am nevoie de un scaun care să mă pot așeza puțin, să mă odihnesc, să iau o pauză, să mă pot ridica, să mă mișc puțin. Vreo 5 sau 6 locuri de muncă am încercat să lucrez și acolo peste tot mi s-a dat înțeles că eu nu le trebuiesc ca angajată. Adică îi suportă cheltuieli, adică îi trebuie să-mi ofere timp liber, care eu am, adică pauza care am eu nevoie, îi suportă cheltuieli în timp cât eu fac pauza. Lilia nu își putea apăra dreptul la muncă și pentru că nu știa ce prevede legislația. Potrivit legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, acestor angajați li se stabilește o durată redusă a timpului de muncă, cu păstrarea salariului integral. Nu găsăm nimic, unii mă dușim, nu mă mai vedeau cu șchiopătez, automat îmi spune că nu au servici pentru mine. De la început nu le spunem. Până când mă observau că prima zi încercam să lucrez și mă observau că eu nu, adică nu reușesc sau nu mă descurc, mă întrebau, dar și problema ai? Și dacă le spuneam chiar că am avut o traumă serioasă, mulți ani în urmă, după am fost operat, am fost așa, ne lămurim puțin situația, trece o zi, două și spuneau că ne scuzați, dar nu avem nevoie de lucrători sau ne spuneau că am găsit om în loc. Deci, la angajare, în mod obligatoriu, se depune cereri în formă scrisă, în două exemplare, una care se înregistrează, se aplică ștampila sau numărul de înregistrare în anticamera angajatorului, care se reia înapoi și are ca dovadă că a depus cereri. Și respectiv, dacă este depusă cerere scris, agentul economic este obligat să răspundă de asemenea scris. La mulți angajatori nu le trebuie o persoană cu dizabilități. Ei nu au nevoie. E mai bine eu om sănătos care nu are probleme, care lucrează de la oră până la oră. El nu se duce și plânge, dați-mi voie că nu-i rău. În țările străine, persoane cu dizabilități au drepturi egale ca și persoanele sănătoase. Dar la noi în țară asta nu se stimează persoanele cu dizabilități. Le se cotoleacă mai prejos ca un om sănătos. Însuși legea impune ca angajatorii care au mai mult de 20 de persoane în lista statelor de încadrare, în lista statelor de personal, să rezerve sau să creeze 5% locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Dacă vorbim de 20 persoane, asta înseamnă o persoană. Acum Lilia nu-și mai caută de lucru. Vrea să învețe o nouă meserie, iar locul de muncă deja o așteaptă. O prietenă vrea să o angajeze frizeriță. I se vor oferi și condițiile de muncă necesare ei. Știi că am proteză în picior și ne-a propus să lucrez la dânsa. Eu am spus că nu e problema, chiar dacă asta am nevoie de pauză, asta am nevoie de puțin odihnă, ea să ne ofere, ea să ne dă voie. Adică sunt posibilități acolo să lucreze.